cum funcționează mintea asta a noastră? Sunt diferite, să zic așa, școli, diferite concepte și diferite idei. Cu toții sunt oarecum de acord că partea conștientă este foarte mică comparativ cu cea subconștientă. Ceea ce facem noi în timpul zilei, în proporție de 95%, vine din subconștient. Anumite programe sunt excepționale. Însă, printre toate acestea, că sunt milioane de programe, se strecoară și programe proaste care ne pot influența comportamentul, reacții la anumit stimul, foarte multe aspecte din viața noastră. Și relațiile. Absolut, și relațiile și inclusiv la un moment dat și sănătatea poate să fie afectată de aceste programe din subconștient. Evoluția tehnologiei ne ajută să efectiv să și vedem cum funcționează creierul în acel moment. Dar de ce e așa de deranjantă schimbarea? De ce suntem așa de reticenți la schimbare? Schimbările sau a face ceva nou în viață este atât de provocator și dificil. E nevoie și de o decizie și de a întreprinde după aceea în viață de zi cu zi acțiunile, da, care să susțină noul program. Cum poți fi singur pe o planetă unde sunt 8 miliarde de oameni? Trebuie să faci ceea ce n-ai făcut în copilărie, ceea ce nu ai fost învățat în copilărie. Să vorbești cu tine. Creierul pur și simplu execută ordinul pe care tu îl dai. Niciodată. Nu este, asta mă străduiesc să le explic oamenilor, că nu este dușmanul nostru, este aliatul nostru.